Dorel Toader anunț marea descentralizare administrativ din justiție. Ministrul Tudorel Toader anunț marea descentralizare administrativ din justiție. Potrivit ministrului Justiției, în edina de guvern din data de 21 martie 2018, a fost adoptat hotărârea prin care instanțele de judecat primesc dreptul de administrare asupra imobilelor în care îi desfășoară activitatea. Hotărârea de guvern se referă la un număr de 40 instanțe de judecat. Procesul continuând după primirea documentației necesare, de la toate instanțele de judecat, mai menționează ministrul Justiției, pe pagina sa de Facebook. Până acum, sediile instanțelor erau administrate de la nivelul curcilor de apel sublinierei tribunalelor, presubliniere din cei acestora fiind ordonatori secundari, respectiv terciarii de credite. Ministrul Justiției este ordonator principal de credite pentru instanțe, spre deosebire de parchete, unde procurorul general este ordonator principal de credite.